Tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierde, o brad frumos. O familie din comuna Drăguțești împodobește bradul în fiecare an în ajunul Crăciunului. Nea Valerica și tanti Georgeta, alături de cei doi nepoței ai lor, împodobesc brăduțul într-o atmosferă parcă desprinsă din poveste. Toți patru cântă colinde și pregătesc bucate tradiționale pentru Moș Crăciun, care le va trece pragul în această seară plină de magie. Cum e cu brăduțul? În fiecare an, pe data de 24, îl împodobiți? Da. Mai ales de când avem nepoței, în fiecare an îl împodobim și așteptăm să vină moșul, bineînțeles. Cei mici recunosc că au făcut ceva în zbâtie anul acesta, însă pentru a-l îndupleca pe moș îi spun o poezie. Ce vrei tu să-ți aducă Moș Crăciun anul acesta? Jucării. O să vină moșul la tine? Ai fost cu minte? Nu. Cum o să-l convingi pe moșul să vină și pe la tine cu o jucărie și cu ceva dulciuri? Îi spui o poezie? Da. Moșca sunt pete talbe, asoțit de pină mers. Ce vrei tu să-ți aducă moșul? Cadouri. Și ce să fie, o păpușă? Ai fost cu minte? Da. Împodobirea bradului de Crăciun reprezintă astăzi unul dintre cele mai importante obiceiuri, fiind un prilej de reunire a familiei. Obiceiul este cu atât mai important cu cât îl aduce pe moșul cu cadouri pentru cei mici. Moșule, vreau să-mi aduc cadouri.